Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2016. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre Comisia Economică. Vă rog, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu? Comisia Juridică. Comisia Juridică, sunt întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism. Dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015. Dacă sunt întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Comisia Juridică, sunt întrebări? La primul punct am aprobat, de pe ordinea de zi, am aprobat cuantumul și numărul burselor. Întreb eu acum aici, n-am văzut la rectificare. N-am ajuns la rectificare, la cont. Nu suntem la rectificare. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism. Dacă sunt întrebări și neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al municipiului Moinești. Vă rog, dacă sunt întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Comisia Juridică, sunt întrebări? Da, revin cu dacă s-au alocat și n-am văzut dacă s-au alocat pentru burse sumele necesare. Nu. Cum ați observat, suma este un destul de consistentă, în jur de 216.000. Da. Sperăm că în următoarea ședință sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism. Dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă și terenurile folosite ca zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Juridică, sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești pe anul 2016, precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri, SC Compania Romvest, JCSA București. O să vă întrebați de ce din nou este acest punct pe ordinea de zi, deoarece, după cum vă amintiți, în luna decembrie, pe data de 15, am aprobat prin hotărâre de Consiliu aceste taxe și tarife. A făcut contestația DIS-ul la instituția prefectului, specificând că nu s-a respectat termenul de transparență decizională, respectiv 30 zile de la publicarea în transparență decizională. Acum am reluat și am pus pe ordinea de zi. Vă mai reamintesc că atunci am avut pe 10 decembrie o transparență decizională, iar pe 15, prin hotărârea 160, parcă s-a aprobat taxa de, să se mențină taxa la valoare de 7,50 lei pentru locuințele de la blocuri, 6 lei pentru locuințele individuale, locuințele la case.
Aș vrea să vă mai amintesc ceva din ce s-a mai întâmplat de atunci, despre ședințele avute la ADIS, despre intervențiile noastre acolo, atât ale domnului primar, cât și ale mele, când am fost prezent. Pe data de 11.01, Romprest a început activitatea în municipiul, în județul Bacău, mai puțin în municipiul Moinești, deoarece nu a avut ordin și alte localități, două comune și așa, nu a avut ordin de începere pentru a începe această activitate și pe raza municipiului Moinești. Tot în acea zi, Romprestul, fără a întreba pe nimeni, a venit cu două mașini în Moinești. După o activitate de o oră, jumătate, două, directorul de la Romprest, domnul Asmarandi, s-a prezentat în biroul meu, după care și la domnul primar, să ne aducă la cunoștință că au venit să facă de probă și această activitate la Moinești, cu toate că nu au început oficial activitatea pe raza orașului. Nu am fost de acord să presteze în continuare această activitate, întrucât nu am primit nici noi oficial, nici dumnealor, din partea ADIS, care este noi suntem parte în ADIS și ar fi trebuit ca acest ordin de începere să fie emis de ADIS Bacău. La următoarele noastre întâlniri la ADIS, am adus în discuție modificarea acelui document de poziție aprobat și de Consiliul Local Moinești în 2010-2013, în care erau prognozate de consultantul care a întocmit documentația de înființare a ADIS, acel document de poziție prevedea și o politică tarifară și un mecanism financiar. O politică tarifară care astăzi este supraevaluată, după părerea noastră, drept dovadă, nu se ridică la acea valoare colectarea și transportul deșeurilor pe care au prevăzut-o consultantul, precum și tariful de depunere în depozitul regional, care era prognozat, odată cu deschiderea stațiilor de transfer, să fie în mediul urban de 162 de lei pe tonă, iar în mediul rural de 317 lei pe tonă. Acum, când nu s-au deschis stațiile, Romprest a solicitat ADIS-ului majorarea tarifului de la urban să fie egal cu cel de la rural, adică 317 lei. Am fost împotrivă în plenul adunării generale la AGA ADIS, dar ceilalți primari de la comune au votat și au făcut majoritate în ședința de AGA ADIS și acum au trimis spre aprobare din nou la toate consiliile locale aprobarea acestui tarif. La fel am promovat documentația pentru transparență decizională, urmând ca în luna aprilie să apară și acel punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Tot în acea adresă ne-a transmis și aprobarea în Consiliul Local a contractului de prestări servicii între compania Romprest și agenții economici de pe raza UAT-urilor. Am menționat în cadrul ședinței ADIS și am fost și cu documentul pe care l-am obținut de la consultantul Fibner, care a întocmit documentația, prin care menționează că nu trebuie aprobat acest document, respectiv contractul de prestări servicii prin hotărâre de Consiliu Local, ci este de ajuns hotărârea AGA ADIS. Am menționat asta în ședința AGA și am și citit-o acolo, dar domnul președinte al ADIS a supus aprobării și la fel ceilalți primari au fost de acord și au trimis spre UAT-uri și am primit și noi zilele trecute documentația, la fel în transparență decizională pentru ședința din luna aprilie. Mai mult decât atât, la vizita, poate domnul primar vă confirmă mai mult aici, la vizita Ministrului Fondurilor Europene la Moinești, a luat în discuție și problemele evite odată cu implementarea acestui proiect, și am propus în cadrul ședinței de la Bacău deplasarea unei delegații, frunte cu domnul primar, la post mediu la București, pentru a clarifica unele din situațiile care s-au evit de-a lungul, da, de când a început această activitate. Vreau să fac și eu câteva completări. V-a prezentat domnul viceprimar situația așa în extensul. Rezumat. Din punctul meu de vedere, și punct de vedere bazat pe funcționarea unui serviciu aproape 6 ani, cu o tarif de 6 lei, respectiv 7,50 lei, așa cum a fost aprobat el prima dată în municipiul Moinești, noi am reușit să acoperim toate cheltuielile și să prestăm servicii, credem noi, de calitate.
mai e loc și de mai bine. De ce să cresc tariful atâta timp cât din acest tarif noi am reușit să ne acoperim cheltuiala și de colectare, și de transport, și de depozitare la rampă? Și în fiecare an aproape ne-au rămas bani și pentru investiții? Vă întreb pe dumneavoastră dacă merită să mărim acest tarif. Ce ni se reproșează nouă acum, de către ADIS, este că, păi, ați aprobat toate documentele de poziție în toți anii ăștia. Domnul consilier, eu vreau să vă amintesc că cele mai multe situații, documentațiile alea stufoase de la ADIS veneau în ziua vătului. 2. Toate aceste documente pe care ADIS ni le-a prezentat s-au bazat pe studiile făcute de consultantul angajat de dânsii, care acum ne demonstrează că estimările nu au fost corecte. Și când spun estimările nu au fost corecte, se pleacă în principal de la cantitatea de gunoi pe care o persoană o produce. Suntem în situația în care Rompresto operează din ianuarie, așa cum a subliniat domnul vice, și nu are gunoi. Pe cât s-a aștepta să încarce. Am cerut ADIS-ului și vreau să vă spun că am cerut scris cu document depus la ADIS și cu draft de scrisoare către autoritatea de management pe post mediu, prin care să le cerem punctul de vedere cu privire la posibilitatea diminuării cantității și implicit a tarifului. Dânsii refuză pe motiv că se tem să nu primească o penalitate pe acest proiect. Eu am asigurat că nu. Și din discuțiile pe care le-am avut și pe 8 martie aici cu doamna ministra fondurilor europene, care a fost prezentă la Moinești într-un alt proiect, și dânsa m-a asigurat că nu se dau penalități pe proiect, pe indicatori. Nimeni de la ADIS nici până astăzi, sau de la Consiliul Județean, nu a putut să-mi arate dacă s-a făcut vreo adresă la postmediu sau nu. Rămâne în sarcina mea în continuare să obțin acest document de la autoritatea de management, prin care să le arăt că putem să propunem diminuarea indicatorilor fără să primim penalități la proiect. Când vom obține acest lucru, le voi demonstra cu documente că îngrijorarea lor este nefundamentată. Încă nu știm la ora asta cum se face plata. Am discutat și cu ceilalți primari. Deocamdată niciunul n-a făcut plată către ADIS, pentru că și aici este o problemă legată de plată în quantum fix, număr de locuitori înmulțit cu taxă specială, pe când eu și alți câțiva primari am cerut ca plata să se facă în funcție de prestația efectuată, respectiv pe cantitatea de gunoi ridicată, pe tonă. Pentru că nu pot să accept să plătesc decât servicii care se prestează în municipiul Moinești și nu altele. Principiul pe care au fundamentat ei această funcționare a sistemului este de plătim toți funcție de numărul de locuitori și din acea sumă care se strânge, plătim și la comune și la oraș funcție de cantitatea care e. Ori mie nu mi se pare corect să avem un astfel de sistem. Mai concret, nu mi se pare corect ca un cetățean din Moinești să plătească gunoiul celui de la comună. Pentru că asta se urmărește. Atâta timp cât taxa 9,25 este cerută insistent de ADIS să o aprobăm, să o aprobați dumneavoastră, Consiliul Local, pentru oraș. Iar la comune taxa este de 3,75 lei. 3,76 lei. De ce să plătească cel de pe strada Lucăcești 9,25 lei și cel din Pietrosu, de la 50 de metri mai sus, 3 lei? Și mie nu mi se pare corect. Dacă era acest principiu, atunci trebuia să spună urban și periurban un tarif, da? Și atunci aș fi fost de acord și eu. Așa stau lucrurile.
Dacă citiți pe mediul online, pe presă, sunt și persoane care ne acuză pe noi și alte localități că punem în pericol funcționarea proiectului la nivel de județ. Nu, nu este adevărat. Nimeni nu dorește asta. Sunt conștient că serviciile pe care le prestează acum operatorul în comune e un lucru bun. Majoritatea comunelor nu au avut operator. Și orice s-ar face acum, oricât de prost s-ar face, dar culmea e că se face și bine, da? E un lucru bun. Vrem ca acest proiect să meargă mai departe, dar vrem să avem parteneri la masă. Deocamdată nu avem cu cine discuta la ADIS. Toți fug de decizii. Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Așa că ceea ce s-a întâmplat acum este o chestie de transparență decizională, de lege. Și aici vreau să mai fac o precizare. Nu știu să mai existe vreo localitate în județul Bacău care să fi parcurs această etapă de transparență decizională în aprobarea hotărârii. Dar numai Pamoineștiului a atacat-o la instituția prefectului. Mulțumesc. Da, fapt pentru care, după ce a atacat-o, am fost nevoit să o aducem din nou în discuție și a avut loc pe 8 februarie ședința de transparență decizională. La rezultatul acelei ședințe a fost ca taxa să rămână la nivelul anilor trecuți, respectiv 7,50 lei pentru cei care locuiesc la bloc și 6 lei pentru cei care locuiesc la casă. Așadar, o să supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată, după care o să supun la vot și proiectul de hotărâre ca rezultat al procesului verbal de la ședința de transparență decizională. Vă rog, cine este de acord cu proiectul... O citesc încă o dată proiectul de hotărâre ca să știți ce votați. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice de pe raza municipiului Măinești pe anul 2016, precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri, SC Compania Roprest, SA București. Cine este pentru? Este acel tarif de 9,25 acum. Da, cel inițiat, am menționat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acum supuneți celălalt sau supunem tot ăsta? Parcurgeți proiectul până la capăt și după aia. Comisia juridică? Aș vrea să discut un pic pe marginea acestei dezvoltare intercomunitară. La cele expuse de domnul primar și de domnul vice, eu mă întreb retorica mea, pe cine reprezintă acest ADIS? Și în momentul când spun lucrul ăsta, mă gândesc la solicitarea imperativă a lor de a fixa acest preț de 9,25 lei. În codul fiscal se spune undeva acolo, citez, consiliile locale aprobă această taxă, stabilind anual cuantumul acesteia și dacă noi o fixăm, ei ne-o contestă, nu? Nu știu ce sunt cu ei. Asta spun, pe cine reprezintă ei. Ei ne reprezintă pe noi. Noi am delegat acest serviciu către ADIS. Această întrebare a fost adresată și în plenul ședinței de la Bacău, de azi primar. Ne-a avut un răspuns acolo. Mai mult decât ADIS, la inițiativa ADIS, am primit și controle din partea Gărzii de Mediu Bacău și a NRSC București prin reprezentanții de la Botoșani. Nu numai noi. Cele trei localități în care încă nu prestează Romprest. Berzun, Săndulen și Moinești. Au întocmit rapoarte și note de constatare și au dat termene până la data de 2 aprilie Garda de Mediu să actualizăm autorizația de mediu care era valabilă până în 2020, iar ANRSC-ul să obținem licență pentru funcționarea serviciului. În caz contrar la expirarea acestui termen, cred că vom fi sancționați. Dar aș vrea să menționez încă o dată că sesizarea vine din partea ADIS, ceea ce spunea și dumneavoastră, pe cine reprezintă. Mai mult
mult decât atât, noi am avut acea dezbatere publică și în decembrie și în, unde s-a consultat populația Moineștiului. Noi reprezentăm pe cineva, nu? În asta. Da. Dacă urmăriți online, așa cum spunea și domnul primar, o să găsiți acolo domnul Nine, am văzut domnul Pascaline, a postat acolo exact ședința de la Adis la Bacău și o să vedeți că am susținut. Fac mai preva de la o televiziune, ca să se vadă exact poziția la de către dumneavoastră. Era important pentru că majoritatea cetățenilor consideră că noi e cam bun așa. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru proiectul inițial. Inițial, da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă mai sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul în faza inițială, proiectul vechi, cine este pentru? Cine este împotrivă? Voi supune la vot acum propunerea rezultată din procesul verbal din ședința de dezbatere publică de pe data de 8 februarie și anume 7,50 lei pentru locuitorii care locuiesc la bloc și 6 lei pentru cei care locuiesc la case. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică supunem la vot la fel. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism. Vă rog să votăm pentru acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de două locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, județul Bacău. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Comisia juridică, sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism. Dacă sunt neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Părinți informați, copii protejați. Microgrant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității. Dacă sunt întrebări? Domnul primar, acum vrea să intervenim. Am pomenit în intervenția mea anterioară despre întâlnirea care a avut loc la Moinești pe data de 8 martie. În cadrul proiectului pe care în care suntem și noi parte, la nivel de județ Bacău, este un proiect pilot pentru incluziune socială pentru copii, recensământ social. În cadrul acestui proiect, noi avem 4 persoane care sunt angajate. Așa, nu am cifrele în față, dar peste 1800 de case, de familii au fost recenzate, intervievate și de acolo au rezultat anumite cerințe sociale. Dorim să extindem acest proiect la nivel de întreg municipiu și marțea aceasta am fost prezent invitat la București, a fost prezentarea acestui proiect pilot în județul Bacău la nivel de Camera Deputaților la Parlamentul României și împreună cu distinși parlamentari, miniștri, domnul președinte Valeriu Zgonea al Camerei, am avut intervenții legate de acest proiect. S-a hotărât la nivel afirmativ, să spun așa, pentru susținerea acestui proiect ca și extinderea lui la nivel național, regional și apoi național,
încercând să se identifice surse de finanțare, inclusiv din fonduri nerambursabile. În afară de acest proiect, UNICEF-ul oferă anumite granturi pentru alte proiecte ce țin în principal de viața copiilor. În cadrul acestor sesiuni am fost invitați și noi și este o sesiune deschisă de depunere de proiecte pentru diverse teme pe care noi le putem face împreună cu UNICEF-ul. Aceasta este o temă pe care noi am găsit-o. Mai sunt, tot în această sesiune, mai sunt și școlile care aplică, da? Școlile implicate în proiect, școala general George Enescu, da? Și școala Alexandru Sever. Ne propunem, așa cum sugerează, da? Și titlul, părinți informați, copii protejați, să avem niște sesiuni de informare asupra problematicii copiilor, sesiuni de informare cu privire la tot ceea ce toate beneficiile de care ar putea să beneficieze copiii, cât și celelalte legat chiar și de partea de de sănătate, de educație și așa mai departe. Da, dacă sunt întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu? Comisia juridică? Sunt da. Întrebări? Aș vrea eu să fac echipului Moinești, sunt două școli, George Enescu și Alexandru Sever. Acest program UNICEF-ul pune la dispoziția atât a OAT-urilor cât și a școlilor un program de microgranturi. O serie de activități. Noi deja am depus, ca și școală, atât George Enescu cât și Alexandru Sever, am depus aceste proiecte. Ele sunt finanțate cu 8.000 de lei la noi, 10.000 la OAT-uri. Aici eu văd, este un acord de parteneriat între OAT-ul Moinești, între Moinești și Asociația Așezământul Social Filantropic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Moinești pentru a accesa acest microgrant sau program de microgrant. În expunerea de motive se spune acolo proiectul propune finanțarea unui centru comunitar de sprijin și consiliere pentru copii și părinți aflați în situație de risc. Înființarea unui cabinet de consiliere și organizarea unor activități de recreere. Durata acestui program, văd în expunerea de motive, aprilie-decembrie 2016. În raportul prezentat de Direcția de Asistență Socială, văd acolo părinți informați, copii protejați, valoarea proiectului este de 52.650 de lei. Poate Moinești vine cu 7.000 de lei, asociația respectivă cu 2.700. Nu înțeleg aici. Deci sunt cei 10.000 de lei care vin de la UNICEF. Și aici există și aport în natură. Și aici am spune ceva iulie și august în raport. Deci? Nu sunt clarificat eu aici. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 9 luni, așa cum vine prima, așa până în luna decembrie. Conform ghidului solicitantului, care lansat de UNICEF pentru aplicanți unități administrative teritoriale, noi, ca și OAT, suntem obligați, sau, mă rog, suntem eligibili, dar obligați ca atunci când noi întocmim această anexă de buget,
să menționăm acolo inclusiv cheltuielile în natură, suportul în natură pe care Unitatea Administrativ-Teritorială și-l propune pentru susținerea acestui proiect. Știi, nu numai Unitatea Administrativ-Teritorială, așa cum ați văzut, și partenerul trebuie să vină cu un aport în bani și cu un aport în natură. De aceea, valoarea proiectului este cea de 52.000, iar contribuția noastră este de 7.000, iar contribuția UNICEF-ului de 10.000. Dar proiectul ăsta, contribuția în natură. Proiectul ăsta se depune la UNICEF. Noi așa am procedat, da, l-au avizat, la se face un buget pe el, de aia e odată 52.000, da, înțeles. Diferența, ca să fim pragmatici așa, cu matematica, din 52.000, 10.000 vin de la UNICEF, 7.000 este contribuția noastră, 2.700 de lei contribuția asociației, partenerului. Restul este aport în natură, însemnând, detaliind aici, doamna, da? Avem bugetul proiectului. Activitățile de consiliere, experții care sunt implicați în aceste activități de consiliere, deci toate aceste... Tot ceea ce înseamnă personal, în primul rând. Da? Care nu va fi plătit, ci el va fi ca voluntar. Dar prezența lui trebuie specificată în proiect și bugetată. De aici apare diferența. Ați înțeles? Încă o întrebare, tot pe 141 de copii, 80 de părinți, 29 de copii proveniți din copiii romi, care sunt extrași din programul Aurora. Da, sunt incluși. Eu nu am acces la acest program Aurora. Sunt incluși și cei din zona... Care sunt ele sau precolare... Din zona școlii Alexandru Seră. Da. Deci la cele două școli. Pentru că acest proiect, una din condițiile ca acesta să fie eligibil, este complementaritatea cu proiectele unitățile de învățământ, respectiv a școlii Alexandru Seră și a școlii Georgiene. Noi avem proiectul, acel microgrant din decembrie depus, este aprobat, banii noi am primit, activitățile se derulează, activitățile sunt în curs, banii n-au. Noi am încercat să gândim, așa cum spunea doamna secretară, un proiect care să completeze cele două proiecte depuse de școli și să chiar să interacționeze cele două proiecte, să fie complementare. Da? Da. Mai sunt întrebări? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism, dacă mai sunt neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 lei lună persoanelor având vârsta de peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu? Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică, sunt întrebări? În lege, în legea 248, în normele metodologice, nu se specifică acolo, nu am găsit
dacă aceste etichete sunt utilizate nu în scopul pentru care s-au dat, în achiziționarea de alimente, în achiziționarea pachetelor sau serviciilor de a produselor de igienă, a îmbrăcăminte. Cum îi depistăm? Cred că nu vom merge să vedem, dar unde ia. Nu este treaba noastră. Etichetele sociale au un regim clar prevăzut de lege. Despre modul cum sunt ele folosite, răspund agenții economici care le acceptă la plată. E vorba și de etichetele pe care le aprobăm și noi și le dăm pentru alimente și medicamente. Da? Da, eu am un acum de încep să învin copiii la scopul acestor etichete este pentru aducerea copiilor preșcolari la grădiniță. Am lucrul ăsta, dar dacă le-ar folosi exact pentru ceea ce sunt, da. Ca buni cetățeni activi, ar trebui să luăm atitudine când suntem la casa de marcat și vedem că îi dă țigări pe etichetul ăla sau mai nu știu ce, să luăm atitudine și noi și să sesizăm organele de drept. Da. Și tot pe o altă întrebare, eu am avut o discuție cu, să spunem așa, beneficiarea acestor etichete. I-am îndrumat către Direcția de Asistență Socială, unde acolo își vor pregăti dosarul respectiv. Noi avem o modalitate la nivel de școală, o procedură venită pe Ministerul Educației, unde prezența lor. Și o înaintăm Direcție de Asistență. Primărie și la dumneavoastră o înaintăm. Restul, dosarul, el trebuie să-și pregătească un dosar cu o cerere, cu un livretul de familie, există cu totul. Prezentat în anexă, mai mult de atât, deci după ce își întocmește acest dosar, etichetul este acordat pe baza dispoziției primare. Deci se include dispoziția. Dar dacă ei sunt informați, asta e și probabil și Direcția de Asistență Socială să îi informeze. Viitorilor beneficiari sunt în evidență și a noastră, cei care nu sunt, prin intermediul oamenilor noștri și ai dumneavoastră, ai școlilor care aveți, trebuie să informăm, să îndrumăm pentru a depune cerere de solicitare a acelor tichete sociale. Da. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism, dacă mai sunt neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind deșalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevențelor, contribuțiilor și altor obligații la bugetul local pentru persoanele beneficiare de prestații sociale din municipiul Moinești. Dacă sunt întrebări? Am o întrebare, dar nu are legătură neapărat cu subiectul. Se aude cum că perioada în care se vor beneficia de reducere pentru plata impozitelor se mărește. Ceva de 30 iunie, e dată prin ordonanță de lucru. Există, da? Întreabă la lumea dacă se aplică și la Moinești. Este prevăzut pe site-ul ANAF. Momentan, ordonanța de urgență nu este adoptă direct, dar ANAF-ul este prevăzut un anunț. 30 iunie. De aia beneficiem și noi. 30 iunie. Bineînțeles. Bineînțeles. Nu sunt excepții pentru consilierii locali. Bineînțeles. Oricum, dacă nu ceva vrează, trebuie. Da, există. Dacă mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abține? Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de Urbanism, dacă nu mai sunt clarități sau întrebări, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numită Ifleșcan Lovin Arsenii, Diana Nicoleta, domiciliată în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 150, apartament 8, județul Bacău. Aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Comisia juridică. Sunt întrebări?
Punem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Comisia de urbanism, dacă nu sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 500 lei familiilor din municipiul Mâineș cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie. Și mai este completat acolo și a celor care împlinesc 100 de ani. De fapt, hotărârea e mult mai completă și din 5 în 5 ani, da? După 60. Avem. Și persoanelor care împlinesc 100 de ani. Am încercat să completăm. Avem o persoană în hangar care a primit anul trecut, în septembrie, din Văsiești, 100 de ani. Și unul cu perspectivă. Și unul cu perspectivă. Înțeleg că sunt 100 de ani de căsătorie. Nu, 60. Poate ajunge, de bea la 100 de viață. Hotărârea prevede, include și această posibilitate, domnule Zilean. Deci, peste 60 din 5 în 5. Tot ia bani. Da, avem 60. Da, avem. Avem un caz peste 60. Da? Chiar avem solicitare. Dacă mai sunt întrebări? Se devansează în acordarea acestor predici, în fiecare an dădeam o hotărâre punctuală. Dacă observați, această hotărâre este acoperitoare, la modul că nu trebuie să nu mai punem tabelul în spate de fiecare dată, că riscăm să punem tabelul și până ne mișcăm noi cu hotărârea, cu aprobarea hotărârii, să nu mai avem cui să dăm la vârsta aia. Și această hotărâre este o hotărâre care acoperă toate situațiile, cel puțin pe care le-am previzionat noi acum, da? 50 de ani, 60 de ani, peste 60 de ani din 5 în 5 ani și peste 100 de ani de viață. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă mai sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Punctul 14 de pe ordinea de zi, dați-mi voie să-l retrag. Motivat de faptul că prin ordinul pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 350/2001, avizul de oportunitate se eliberează de către municipiu prin grija arhitectului șef și aprobat de către primar. Deci nu mai este cazul să se aprobe prin hotărâre de Consiliu Local. Această prevedere a venit pe 17 martie. Mulțumesc! Următorul punct. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu Sindicatului Asistenților Personale ai persoanelor cu dezabilități în municipiul Mâinești. Aveți întrebări, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Comisia juridică, sunt întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 250 m pătrați, situat în municipiul Mâinești, strada Tudor Vladimirescu, fără număr, județul Bacău. Dacă doriți lămuriri, e vorba de o parcelă de teren care se află în imediata vecinătate, în spatele clădirii hotel cu bază de tratament. Este singurul proprietar privat din acea zonă și credem că dezvoltarea și proiecția pe care vrem să o facem asupra acelor imobile ne-ar ajuta foarte mult să fim proprietari pe întreaga suprafață de teren de acolo. Persoanele în cauză și-au exprimat intenția, așa cum ați văzut că este, cred, cu anexă și la hotărâre, la începutul anului, când au venit să-și achite impozitele și taxele pe 2016, conform codului fiscal
subliniez, pentru că toată lumea vine și se plânge la primar și de ce s-au majorat impozitele și taxele. Nu. Este prevederea codului fiscal care spune că se impozitează cu minim 400 de metri pătrați curți construcții și atunci a crescut cuantumul și valoarea finală. Da? Și mai este și acea prevedere, nu face obiectul discuției, dar se impozitează terenul de sub clădiri. Și de aici au apărut aceste majorări. Vă spun și dumneavoastră că probabil vă mai întreabă lumea. Sunteți consilier local și ați majorat taxele. Nu. Aceasta este explicația, pentru că oamenii trebuie să plătească mai mult. Vreau să mai fac o observație. Astăzi am publicat în Transparență Decizională proiectul de hotărâre de Consiliul Local cu privire la aprobarea taxelor pe 2017. Vreau să menționez că toate taxele au rămas identice. În același cuantum. Nu se majorează absolut nimic. Asta e situația în care nu vine iarăși guvernul să mai dea o prevedere și în care să ne spună că... Da? Apropo de întrebarea domnului consilier Pascalini, s-a prelungit termenul până pe 30 iunie, au mai venit și una rea, prin care persoanele cu handicap, veteranii, beneficiază de scutire numai pe cota indiviză pe care eu o folosesc. Până acum, dau un exemplu, un apartament sau o casă, dacă era o persoană cu handicap sau veteran acolo, era scutită întreaga clădire. Acum nu. Dacă domnul e căsătorit, are 1 pe 2 din. Da? Și va fi scutit pe jumătate din. Chiar dacă locuința e numele persoanei respective. Chiar da. Dacă e soț, soție. Dacă nu are altă înțelegere matrimonială, cred că asta e denumirea corectă. Da? Dacă nu are altă, un alt document prin care să dovedească că bunul este exclusiv al lui, atunci se aplică prevederile 1 pe 2. Și iarăși vor veni oamenii plângând la noi că, uite, ne-a scutit și acum ne luați bani. Da, și se aplică și din urmă. Ceea ce mi se pare puțin neconform cu legea, da? Vom vedea. Da. Aici va trebui să nominalizați și doi consilieri locali care să facă parte din comisia de negociere. Deci se negociază noi 10. Deci e prețul maxim, care nu poate fi depășit. Iar era neînțeleg. Eu am înțeles de acolo 10.000, ceea ce e mult. Dacă din domnii consilieri se autopropune cineva. Doamna Aladară, da. Și o altă propunere mai există? Atunci aș propune eu din Comisia Economică, doamna Chirea, sunteți de acord. Mai sunt alte propuneri? Dispoziția va fi completată prin dispoziția primarului și cu 3 membri din cadrul executivului. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Comisia juridică, sunt întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă nu sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul și cele două propuneri pentru membrii comisiei, respectiv doamna Lăzaru și doamna Chirea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Măinești în favoarea SCE OMV Petrom S.A. Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă sunt neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în municipiul Măinești. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Comisia juridică, sunt întrebări?
punem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Comisia de Urbanism, dacă nu mai sunt întrebări sau nelăbăriri, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. Trecem și la cele trei puncte suplimentare la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 79/1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347/2001. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă nu sunt întrebări sau nelămuriri, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Întrebări dacă aveți, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă nu sunt și alte întrebări sau nelămuriri, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 128 din 28/10/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2016. Dacă sunt întrebări? Da. Este o completare ca să putem să ducem la îndeplinire ceea ce am retras de pe ordinea de zi. Da? Deci eliberarea avizului de către primar se face în urma unei și în urma unei achitării unei taxe care taxă noi nu aveam stabilită și prin această hotărâre stabilim aceste taxe. Dacă mai sunt întrebări? Doar anexa 4 se modifică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Comisia juridică, sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă mai sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată, trecem la ședința în plen. Respectarea prevederilor articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Fiind prezenți un număr de 17 consilieri, constatăm că ședința este legal constituită. De asemenea, vă solicit pentru aprobarea procesului verbal întocmit la ședința Consiliului Local din data de 12 februarie să vă exprimați părerea dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului care a fost publicat pe site. Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 12 februarie 2016. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Voturi împotrivă, abține nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din luna februarie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Mulțumesc.
În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 297/2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 25.03.2016, orele 12.30 în sala de ședințe din strada Vasile Alexandrii, numărul 14, municipiului Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2016. Discuții? Aș vrea să fac eu o precizare. Am avut o discuție între noi referitor la bursele de performanță. Este un ordin 5.576 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din 7.10.2011, care prevede exact cum se acordă bursele. Bursele de performanță, scrie undeva acolo, se acordă olimpicilor care au obținut locul 1, 2 și 3 la fazele naționale. Și cu asta închei. Mă întrebau, doamnă consilier, de ce la școala cutare sau la fiecare director a trimis numărul de burse. Dacă a scris performanțe acolo, înseamnă că are elevi olimpici la Olimpiada Națională, locul 1, 2 și 3. S-a respectat o hotărâre luată de noi în urmă cu ceva. Bun, dar care e subiectul? Că nu, eu nu înțeleg că v-aș răspunde, dar nu știu la ce să răspund. Au luat alții. Ați făcut precizarea cum se acordă? Rezultatele olimpiade și ne întrebam că nu apar ca număr. Da, nu știu nici eu. La ce de performanță? Lucrurile sunt foarte clare. Ce a rămas de clarificat, dar eu cred că am clarificat definiția Olimpiadei Naționale. Atât a rămas de clarificat. Și aici sunt subiecte de discuții. Și mi-amintesc aici discuția legată de Olimpiada Națională de Chimie la clasa 7-a, care de fapt nu e Olimpiada Națională de Chimie, este în parteneriat cu Ministerul, că de fapt nu se organizează olimpiadă în clasa 7-a și un concurs care se numește la 5-a este chimie. Altceva. Da? De a 7-a e vorba, domnul profesor. Că am negociat cu Școala Generală George Enescu aici, am avut niște dispute. Noi am luat legea și am cerut. Am făcut scrisoare la Inspectoratul Școlar Județean să ne comunice dacă acel concurs pentru clasa a 7-a de chimie la nivel național este asimilat cu Olimpiada Națională. Răspunsul a fost nu. Și ne-am bazat pe el. Din păcate. Pentru că, din păcate, că dacă s-ar e o altă denumire, că tot Olimpiada Națională e și aia, da? Nu putem să-i premiem. Și aveam câțiva copii premiați și acolo. Da. Acea elevă care a luat mențiune la în clasa a 7-a ne reprezintă județul la faza națională la chimie. Olimpiada Națională. La Olimpiada Națională care se desfășoară la Bacău. Ca o încurajare le-am spus să continue dintre a 7-a și între a 8-a și cu siguranță între a 8-a vor avea aceleași rezultate și vor primi bursă și vor fi mai mult decât această bursă, vor primi și premii. Nu-i da? Singura, mai sunt doi. Eu aici am făcut mai precizare pe ordine. Ordinul mulțumim. Respectiv nu am pus întrebare, nu am de ce așa sau așa. Mai sunt discuții? Raport cu Comisia Juridică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism va vizează favorabil în unanimitate de vot. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Supunem la vot. Sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism avizează favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al municipiului Moinești. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Comisia Economică avizează în unanimitate proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism avizează favorabil în unanimitate de vote. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești pe anul 2016, precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri SECE companiei Rompreserv ESA București. Discuții? Raport Comisia Juridică. 4 voturi împotriva proiectului de hotărâre inițial. Raport Comisia Economică. 7 voturi împotriva. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism. 6 voturi împotriva. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și aici mai avem completare la tarifele care le-am aprobat cu 6, respectiv 7 lei. 7 lei 25. 50. 7 lei 50. Discuții? Supunem la vot. Comisia Juridică? Avizează favorabil cu 4 voturi pentru taxa de 7,50 lei pentru locuințele colective și 6 lei pentru cei de la clasă. Raport Comisia Economică? Comisia Economică avizează cu 7 voturi pentru propunerea. Raport Comisia de Urbanism? Comisia de Urbanism avizează favorabil cu 6 voturi. Tarifele propuse 7,50 lei. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Discuții? Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil în unanimitate de vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Părinți informați, copii protejați. Micul grant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității. Discuții? Raport Comisia Juridică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri până la 700 lei lună, persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, revedenților, contribuțiilor și al altor obligații la bugetul local pentru persoanele beneficiare de prestații sociale din municipiul Moinești. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numit Fleșcan Lovin Arsenie Diana Nicoleta, domiciliată în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 150, apartamentul 8 de sub Bacău. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 500 de lei familiilor din municipiul Moinești cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul 14 este retras. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu Sindicatului Asistenților Personali ai persoanelor cu dizabilități din municipiul Moinești. Discuții. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 250 de metri pătrați situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vlad Eminescu, fără număr, județul Bacău. Discuții. Raport, vă rog. În cazul care s-ar aplica exproprierea, care ar fi desfășurat? Nu știu, v-ați sau cum o expertiză prealabilă. Deci, o va stabili instanța de judecată, după o expertiză prealabilă.
Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, în favoarea SGUNT Petrom S.A. Discuții? Raport Comisia Juridică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil în unanimitate de voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil, 6 voturi pentru. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Nu votează, spune da. Deci consilierii PSD, spuneți, ridicați-vă și spuneți ridicați, ca să consilierii nu votăm. Deci consilierii PSD... Nu PSD. Eu, consilierii personal, nu particip la acest vot. Da. Mai este cineva care nu participă la vot? Gabi. Da? Trei. Toți trei. Și domnul Corocaru? Da? Participa sau nu participă? Nu participă. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Da. În comisie, în comisie, aici ai contează. Votul contează. Votul acum, în comisie. Ai comisie, nu știu, dar vedeți. Cine este pentru? Aceea discuție și aceea. Împotrivă? Abține? Abținere. Trei abțineri. Nu s-a abținere, atenție. Ne participă. Nu participă la vot, e altceva. Nu e abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive al municipiului Moinești. Aici puteți. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. La vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mergem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 79/1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347/2001. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către EO în distribuție România S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Discuții? Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Împotriva, abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 128 din 28/10/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2016. Discuții.
trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Mulțumesc! La diverse avem informare privind modul de aducere la deplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Mâinești adoptate în anul 2015. Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Direcției Creșa Mâinești în anul 2015. Și punct de vedere privind soluționarea cererilor 11.336 din 7.3.2016 a proprietarilor de case sociale de pe strada Plombilor, prin care solicită micșorarea taxei de concesionare. Dacă aveți întrebări referitor la aceste puncte. Dacă sunt discuții pe rapoartele prezentate, dacă nu, v-aș cere un punct de vedere cu privire la solicitarea locuitorilor chiriași sau proprietari ai caselor Habitat. Acolo, hotărâre de Consiliul Local pe care am aplicat-o în situația asta și care spune că valoarea redevenței este de 3 lei pe metru pătrat pe an, stabilită conform anexei 2 la hotărârea de Consiliul Local din numărul 76 din 21 mai 2009. Eu am spus că ar trebui să punem pe ordinea de zi. Există această hotărâre dată. Va trebui, dacă este, sunteți de acord, să modificăm această hotărâre. Colegii mei, într-o primă instanță, respectiv Mihaela, a zis nu se poate. Și atunci am zis, bun, o pun pe ordinea de zi la diverse, văd un punct de vedere a dumneavoastră și dacă credem că e ok și din punct de vedere juridic, doamnă secretar, atunci promovez săptămâna, în ședința următoare, o astfel de hotărâre și vom analiza ce suprafață au. În general au în jur de 100 de metri pătrați, 100 și de metri pătrați. Pe an. Se înseamnă în jur de 300 și de lei pe an. Deci impactul nu ar fi mare pentru buget. Deci, ca să fim corecți, când discutăm de astfel de lucruri, vorbim de impact, da? E vorba de câte familii să fie aici. De fapt, sunt 28 de locuințe acolo, da? Pe propriu. Sunt 28 de locuințe și cu 12 la Lucăcești, 40 avem acum. Deci, dacă diminuăm cu un leu, asta înseamnă 3.000 de roni. Dacă diminuăm cu 2 lei, să rămân un leu așa cum au solicitat dânsii, atunci e vorba de 6.000 de roni pe an. Nu, mai plătesc? Mai nu, plătesc anual. Lunar. Au celelalte taxe pe care... Nu. Lunar au... Toți plătesc 3 lei nu, concesiunea. Nu, acolo că toți locuitorii din astfel de case să beneficieze. Păi da, cererea au făcut-o câțiva. Și ei, în virtutea asta, era și normal că dacă aprob pentru o casă, aprobăm pentru toate. Nu putem să facem diferențiere. A doamna Mihaela, când a spus nu, la ce s-a referit? Că există o hotărâre de Consiliu Local care stabilește cuantumul de 3 lei metru pătrat pe an. Aceștia mai plătesc aproximativ 200 de lei lunar o rată către Habitat. Da, deci au și alte... În momentul în care au semnat contractul, au fost de acord cu valorile astea. Da, așa este. Așa este. În general, redevențele la contractele de concesiune au fost acoperite în baza studiilor și oportunitate propuse și aprobate tot prin hotărârile de Consiliul Local. Deci, o diminuare ar însemna sau implicit ar trebui modificate contractele de concesiune care nu prevăd în conținutul acesta
licitație. Deci aceasta este un redevent stabilit cu cont fix. Bun, vom analiza din punct de vedere juridic și în ședința următoare vă voi informa despre decizie. Mulțumesc frumos! Am înțeles că domnul Hârlea are făcut un raport. Da, domnul Hârlea, vă rog să veniți aici în față. Domnul președinte al Clubului Sportiv Municipal să ne prezinte ultimul raport. Ultimul și calendaristic și ultimul pe care îl mai prezintă. A trei domni președinți de secții, da? Tenis de masă, tenis de câmp și arte marțiale, da? A, că vă știu încă, da? Chiar dacă nu ne-am văzut în ultima perioadă. Eu o să povestesc foarte pe scurt despre componența... Caut pe aici, sunt multe, multe, ne-au pregătit, domnul, mă ajuți? Unde sunt toate centralizate, la urmă? No, deja aici raportul de gestiune. Pe aici, da? Bun, deci, avem așa, secția de fotbal, aproape 92 de jucători legitimați, secția de tenis de masă, cu 22 de sportivi, 38, pardon, de sportivi, tenis de câmp 20 de sportivi, kwankido 30 de sportivi, basket 18, șah 15, powerlifting 2. În total, sportivi legitimați în cadrul clubului 215 copii. Eu încep cu punctul care pe mine mă preocupă, da? Participarea copiilor la activitățile din cadrul acestui club. Vreau să vă spun ca o paranteză că ne propunem ca în perioada imediat următoare pe toate secțiile, da? Să aducem, să avem din nou cum se numesc, verificări, triaje, trieri și așa mai departe, selecții de copii pentru fiecare secție în parte. Activitate importantă, ce aș remarca este că fotbalul nu mai este pe primul loc în acest club. Da? Avem alte secții care de departe au preluat ștacheta clubului și aici mă refer chiar și la domnii prezenți aici în sală și doamna, tenisul de masă, tenisul de câmp cu activitatea domnului profesor, da? Mai avem basketul, da, cu campionatul care cu kwankido care a obținut câteva medalii, am văzut foarte frumos aici, felicitări. Deci există activitate una peste alta. Ca să pomenim câte ceva și despre buget. Știți foarte bine că ați aprobat bugetul anul trecut, bugetul clubului. Bugetul de venituri și cheltuieli era undeva la 200 și cât? De mii de lei. Buget care, cu care ne-am descurcat în activitatea clubului. Le mulțumesc și antrenorilor de pe fiecare. 285.949 este raportul de gestiune cu veniturile totale. Cheltuielile totale 254.177. Da? Este un buget corelat cu bugetul municipiului Moinești și aici vreau să vă amintesc că am avut și buget de aproape 500.000, aproape dublu pe clubul sportiv. Acum suntem undeva la jumătate. Reușim să acoperim cheltuielile. Legat de structura actuală a clubului, știți cu toții și vreau să vă informez și pe dumneavoastră consilierii locali, în cadrul clubului ca și parte compartiment în cadrul organigramei, acum figurează doi angajați, domnul Hârlea și un administrator al clubului. În rest, toți colaboratorii sunt ori pe contract de voluntariat,
Și vreau să apreciem lucrul ăsta, da? Și acolo unde nu, chiar nu au alte venituri, avem un contract de prestări servicii de antrenorat. Sunt puține, câte sunt? Trei contracte. Trei astfel de contracte avem doar. Da? Deci, au scăzut cheltuielile foarte mult aici. Dorim, în schimb, să îi sprijinim și să ne implicăm în susținerea financiară pentru tot ce înseamnă cheltuieli de deplasare, participare la competiții în cadrul calendarului național pe fiecare secție și pe fiecare sport în parte. În mare, cam astea sunt lucrurile care ar trebui subliniate în activitatea clubului. Peste toate astea ar trebui să avem și o hotărâre, un proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate și a execuției bugetare pentru 2015 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului cuprinzând obiectivele clubului sportiv pentru anul 2016. Adunarea generală a Clubului Sportiv Municipal Moinești, județul Bacău, având în vedere rapoartele prezentate de Consiliul Director și Președintele Clubului Sportiv asupra activității desfășurate și a execuției bugetare din 2015, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și obiectivele urmărite pentru realizare în 2016, în temeiul articolului 30-32 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului, aprobat prin hotărârea 102/2009, adoptă următoarea hotărâre. Adunarea Generală a Clubului a ascultat raportul de activitate a Consiliului Director și Președintele Clubului Sportiv și apreciază că activitatea desfășurată a avut rezultate bune și foarte bune în toate ramurile sportive din cadrul clubului. Drept urmare, se validează cele 4 decizii adoptate de Consiliul Director cu privire la angajarea cheltuielilor, raporturile de muncă, drepturile bănești plătite, contracte derulate, participarea la campionate. Da? Adunarea Generală a ascultat raportul cenzurului pe care vi l-am citit mai devreme eu privitor la încheierea exercițiului financiar pe 2015 și din care rezultă că pe parcursul activității nu s-au înregistrat neregularități sau batere de la legislația privind modul de cheltuire a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli a clubului. În aceste condiții se aprobă bilanțul contabil și modul de cheltuire a sumelor. Ați observat că la capitolul venituri, asta trebuie, venituri totale 285.959, cheltuieli totale 254.174, un rezultat brut de 31.772 lei. Adunarea Generală constată că în 2015 Clubul Sportiv Municipal au funcționat 7 discipline sportive, iar rezultatele obținute în competiție au fost dintre cele mai bune. Menționăm tenis de masă, tenis de câmp, basket, arte marțiale cu Aikido, powerlifting, fotbal și șah. Pentru rezultatele obținute, Adunarea Generală este de acord cu susținerea în continuare a activității a celor 7 secții sportive și aprobă programul cu obiectivele clubului pe anul 2016. Obiective care deja sunt incluse în fișa postului a domnului președinte. Adunarea Generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a clubului după cum urmează. La partea de venituri 271.536, la partea de cheltuieli 271.536. Da? Buget inițial, aprobare buget inițial pe 2016, 234.000 lei. Adunarea Generală apreciază că mijloacele materiale și financiare ale clubului sunt insuficiente și solicită Consiliului Director să folosească orice mijloace legale pentru a atrage noi venituri la bugetul propriu, în special sponsorizări, donații, reclamă și publicitate. Da? Aici vom intra iarăși și aici cu sponsorizările într-o altă fază. Vom avea grijă tot ce legat de toate activitățile și implicarea agenților economici privați care doresc să susțină activitatea clubului sportiv, astfel încât ele să parcurgă etapele, pașii prevăzute de lege, acum cu sponsorizare în contul curent al municipiului Moinești și după aia cu hotărâre de Consiliu, așa cum știți, cu suplimentarea la capitolul venituri cu suma respectivă, respectiv la capitolul cheltuieli previzionarea acestora conform rezultatelor. Da. A și sume, dacă doriți pe estimare pe 2016, fotbalul 110.300,
jumătate din sumă se duce pe contractele de prestări servicii, tenisul de masă 47.000 de roni, basketul 41.100, tenisul de câmp 10.300, șac 12.200, powerlifting 14.800 și Quankido 13.500. Total 249.200. Acesta ar fi bugetul pe anul 2016. Domn președinte, am simțit că vorbesc mai repede și terminăm. Dacă mai completați ceva, dacă sunt întrebări, discuții, vă rog. Atât dumneavoastră din sală. Aveți o evidență. Asta e o chestiune administrativă pe care o să o rezolvăm în cadrul legal. Avem ședință pe 21 și de asta. Mulțumim frumos, domnule. Aveți o evidență a performanței? Sigur că da. Și cuantumul care le revin este funcție de performanță sau? Nu, nu le-a revenit. Deci, da, bine, toate bugetele secțiilor au fost stabilite în funcție de obiectivele lor și de mod participarea, condiționate de participare la concursuri. Problema este că n-am putut premia. Deci noi nu am ajutat decât toți sportivi în privința deplasărilor, cazare, masă, ceasuri. Deci, efectiv, tot ce a fost la sistemul de premiere, dar nimeni nu a fost premiat cu niciun leuț. Asta au venit și probabil cei din șefii secțiilor care sunt acum prezenți aici, pentru a găsi o modalitate de a, totuși, s-au obținut rezultate deosebite la tenisul de masă, tenisul de câmp, cu Anchido. Sunt rezultate copii care au luat locul 1, au luat medalii și cred că pe undeva ar trebui și ei să fie stimulați cumva. Da. Noi, ca și prime, deci nu a fost dat niciun leu, asigurăm tot ce trebuie pentru competiții. Participarea la turnee, baza sportivă, echipament, vize, taxe, care astea sunt foarte scumpe la toate federațiile, deci sunt o grămadă de taxe și vize. Problema este cum am putea ajuta acești, adică să-i privim, să-i stimulăm să obțină rezultate cât mai bune. Prin grija dumneavoastră, ca să vă răspund la întrebare, prin grija dumneavoastră inițiați un proiect de hotărâre, îmi faceți un raport de specialitate, da? În urma căruia să inițiez un proiect de hotărâre și să aprobăm cuantumuri pentru fiecare medalie, premiu pe categorie. Da? La fel ca la bol. La fel cum premiem elevii la olimpiadă. Deci, vă rog să vă consultați cu toate secțiile și calculăm și impactul economic, da? Adică în urmă dăm o hotărâre pe care să o putem și duce la îndeplinire, adică să avem și fondurile, da, doamna director? Să avem și fondurile necesare pentru a putea să aplicăm prevederile hotărârii. Eu cred că așa e corect. Dacă mai sunt întrebări? La diverse mai aveți? Vă rog. Aș vrea eu să anunț Consiliul Local. Știți că în octombrie m-am prezentat cu școala Alexandru Sever, s-a prezentat cu un număr de elevi aici. În Consiliul Local vă anunțam atunci că școala este antrenată într-un program inițiat de cei de la Kaufland, intitulat Olimpiadele Kaufland. Am câștigat 22.000 de euro. Pe această cale țin să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Au fost peste 160 de activități care le-am desfășurat. Mulțumesc administrației publice locale, să mulțumesc domnilor consilieri care au sprijinit, în special cei de la domnii de la OMB, cu acele vizite. Mulțumesc domnului doctor care a venit în școală și a susținut câteva activități. Mulțumesc poliției locale, și în general celor care m-au. Acum cu banii, vedem, cred că ca să fie un trend cu domnul Pârlea, probabil într-o bază sportivă.
să amenajăm acel teren de, de sport. Da, mulțumesc mult. Mulțumim. Mulțumim frumos.